Vă salutăm, dragi iubitori ai fotbalului, în această zi frumoasă de duminică, 11 februarie. Vom urmări împreună în cele ce urmează un nou meci din cadrul Cupei Elitelor, o competiție nouă organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, la care participă cele mai bune 4 academii de fotbal din țara noastră. Pe terenul cu suprafață artificială a complexului sportiv Zimbru din capitală se vor duela Academia de Fotbal Radu Rebeja și Zimbru Chișinău. Două echipe din capitală, două echipe ambițioase, iar mulți dintre jucătorii acestor formații fac parte și din loturile naționalelor de juniori. Ambele echipe au debutat cu înfrângere în cadrul acestei competiții. Atât Academia de Fotbal Radu Rebeja, cât și Zimbru Chișinău au pierdut primele meciuri la penalturi. Academia de Fotbal Radu Rebeja a fost învinsă de Sheriff Tiraspol, iar Zimbru Chișinău a pierdut duelul capitalei cu Dacia Buicani. Să vedem care sunt și componențele celor două formații. Așadar, Zimbrul are în poartă pe Răzvan Perju. În teren, numărul 4, Igor Turov, 6, Andrei Victor Gliga, 7, Daniel Sugule, 9, Igor Sava, 11, Iulian Lungu, 17, Dan Valentin Frunze, 22, Nikita Ciochină, 26, Maxim Bordian, 27, Ivan Graminski, 33, Nicu Garciu, antrenor principal Ghenadie Bodgros. De partea cealaltă, echipa Academiei de Fotbal Radu Rebeja Limbs, în poartă numărul 72, Pavel Sokolov, 3, Cristian Gonța, 4, Ovidiu David, 6, Kiril Țap, 7, Artur Sprinsean, 8, Alexandru Mardari, 9, Ștefan Mocanu, 14, Dominic Moroi, 17, Gabriel Cudalbă, 21, Nikita Zverichin și 22, Cristian Ghedrouțan, antrenor principal Valentin Munteanu. Arbitrii meciului de astăzi, la centru îl avem pe Ion Bodean, ajutat de asistenții Alexandru Mânza și Alexandru Vicol, iar observator din partea Federației Moldovenești de Fotbal, Ghenadie Krasnoșan. Două echipe destul de interesante care merită să fie urmărite și o să vă spun de ce. Zimbru Chișinău în special are misiunea să integreze mai mulți jucători veniți din diasporă, pentru că, după cum știți, scopul acestui turneu nu este doar caracterul amical, dar și de a diversifica selecția la echipa națională Under 18 și Under 19 a țării noastre. Așadar, la Zimbru Chișinău sunt mulți jucători care au venit din diasporă și au posibilitatea să demonstreze că merită un loc la echipele naționale de juniori. În componența de start la Zimbru avem 6 jucători, ar fi portarul Răzvan Perju, jucătorii Victor Gliga, Daniel Sugulea, Igor Sava, Maxim Bordian și Ivan Graminski. De partea cealaltă, Academia de Fotbal Radu Rebeja, de asemenea cu mulți jucători care au trecut și pe la naționala Under 17 a țării. Mai mult ca atât, această echipă are în componență și jucători care în această iarnă evoluează pentru echipa Saxan, cea de lungă, în cadrul cupei de iarnă. Apropo, despre această competiție, s-a încheiat faza preliminară, echipele sunt deja în pregătiri pentru etapa finală, care va începe pe 14 februarie. De asemenea, vor fi două grupe, a câte 4. Rămâne de văzut ce echipă va deveni câștigătoarea acestei competiții. De asemenea, tot în această lună, februarie, vom afla și câștigătoarea Cupei Elitelor, meci pe care îl puteți urmări acum Academia de Fotbal Radu Rebeja Limbs și Zimbru Chișinău în direct și în exclusivitate la postul de televiziune Uisport. De asemenea, partida este disponibilă și online pe platforma de YouTube a Federației Moldovenești de Fotbal.
A început meciul, o posesie prelungită a echipei Academiei de Fotbal Radu Rebeja, o diagonală în direcția lui Artur Sprânsean, unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul acestei echipe. Mai mult ca atât, el chiar este și golgheterul echipei în cadrul ligii de tineret. În toamnă, acest jucător de bandă a înscris 16 goluri. L-am văzut destul de activ și în primul meci cu Sheriff Tiraspol. Să vedem o pauză în jocul nostru. Ceva s-a întâmplat. Discuție între arbitrul principal, Ion Bodean, și unul de antrenorii echipei Academiei de Fotbal, Radu Rebeja. Între timp să urmărim o primă lovitură de colț în acest meci. Va fi o minge înălțată în careul lui Răzvan Perju. Dacă vă amintiți, în meciul trecut cu Dacia Buiucani, Zimbru a avut un început oarecum încordat și în chiar primul minut de joc au primit un penalt în propria poartă, doar că portarul Răzvan Perju a intervenit salvator. Chiar dacă a parat două lovituri de pedeapsă în seria penaltirilor, totuși Zimbru Chișinău a pierdut meciul cu Dacia Buiucani, astfel că Zimbru are un singur punct în clasament. Vă reamintim, conform regulamentului, echipa care câștigă în timpul regulamentar primește 3 puncte, formația care se impune la penalturi 2 puncte, iar echipa care este învinsă la seria loviturilor de departajare se mulțumește cu un singur punct. Așadar, la moment, două echipe care au câte 2 puncte, vorbim despre Sheriff Tiraspol și Dacia Buiucani Chișinău. Miza este mare în acest meci. Avem parte și de un timp destul de bun pentru fotbal. Încet, încet se vede și soarele. Încă o minge de angajare pentru Artur Sprânsean, dar foarte bine apare acolo Iulian Lungu și trimite în afara terenului. Mult mai prezent în acest debut de joc echipa Academiei de Fotbal Radu Rebeja, repusă repede, jucătorul lui Valentin Munteanu. Îl vedem acum pe Ovidiu David, cu o minge scoasă pe partea dreaptă până la Dominic Moroi. Sunt mai multe schimbări în componențele celor două formații. E firesc acest lucru, până la urmă vorbim despre un turneu de pregătire în care antrenorii formațiilor au posibilitatea să urmărească în acțiune toți jucătorii pe care îi are la dispoziție. De asemenea, aceste meciuri sunt o oportunitate bună și pentru antrenorii selecționatelor de juniori să urmărească aceste meciuri, să facă anumite concluzii în vederea selecției pentru naționalele pe care le conduc. Dacă tot vorbim de naționalele de juniori, trebuie să remarcăm faptul că ieri naționala Under 17 a Moldovei a disputat un prim meci de verificare în acest an. A fost o înfrângere 1-4 cu naționala similară a României, meci disputat în deplasare. O a doua partidă dintre cele două țări este programată pentru ziua de mâine. Deocamdată domină ușor această partidă Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Cei drept, nu au fost șuturi, nici acțiuni periculoase la poarta lui Răzvan Perju. Evident, băieții lui Valentin Munteanu, vorbesc de jucătorii Academiei de Fotbal Radu Rebeja, se cunosc mult mai bine, evoluează de foarte mulți ani împreună, iar acest lucru se simte, dacă observați cât de bine se găsesc în teren.
din nou atac pozițional, Ghetru Uțan poate să urce, dar greșește pasa pentru Artur Sprințean, însă revine destul de repede mingea la băieții Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Nu avem mulți spectatori în tribune, chiar dacă spuneam beneficiem de un timp plăcut pentru fotbal. Sprânsean pe stânga, protejează bine, este aici și capitanul Alexandru Mardar, cel care s-a remarcat și în cadrul Cupei de Iarnă, competiție rezervată seniorilor, a marcat un gol pentru echipa sa în succesul cu Victoria Chișinău 3-0. Saxan este una din cele patru echipe care s-au calificat în seria finală a Cupei de Iarnă. Spuneam, primele meciuri vor avea loc pe 14 februarie. S-au complicat acolo fundașii Zimbrului, vorbim despre Nicu Garciu, reușește acela să respingă în față, dar o face deloc bine. Să-l vedem acum pe Igor Sava cu această pasă filtrantă. Însă foarte bine a ieșit și portarul Pavel Sokolov. Între timp, un fault la mijlocul terenului din partea jucătorilor echipei Zimbru. Aproape 8 minute scurse din acest meci, spectacolul întârzie să apară. Așteptăm măcar un prim șut pe spațiul porții. Foarte bine s-a repliat Nikita Ciochină, cel care nu a jucat în primul meci al Zimbru din cadrul Cupei Elitelor. Iată, astăzi îi se oferă această șansă. De asemenea, a apărut în componența de start un alt jucător care nu a evoluat în primul meci. Vorbim de Ivan Graminski. Mardare acum pe stânga. Și el un jucător destul de experimentat, 17 ani, pentru acest mijlocaș. De fapt, majoritatea jucătorilor de la cele două formații au vârsta de 17 ani. Trebuie să spunem că Cupa Elitelor este rezervată jucătorilor născuți în anii 2006 și 2007. Avem deja și jucători care au împlinit 18 ani. Se resimte acum un jucător al Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Va fi nevoie cel mai probabil de intervenția medicilor. Face semn centralul Ion Bodea. Destul de încordat acest început de meci, 10 minute aproape scurse. În cazul în care una dintre echipe reușește să învingă în această partidă, va deveni lider provizoriu pentru mai multe zile. Asta deoarece cealaltă partidă din cadrul acestei etape a Cupei Elitelor dintre Dacia Buicani și Sheriff Tiraspol, care urma să aibă loc mâine, 12 februarie, a fost transferată pentru 17 februarie. Astfel că, pentru mai multe zile, una din echipele care va învinge astăzi va fi lideră. Iar pentru a-și îmbunătăți situația din clasament, ar fi binevenit pentru echipe să câștige în timpul regulamentar pentru a obține 3 puncte. Jocul a fost reluat. Între timp, Dominic Moroi, după ce a primit îngrijirile medicale, este gata să revină pe terenul de joc. O face și își va ocupa locul pe partea dreaptă a apărării Academiei de Fotbal Radu Rebeja.
un atac prelungit al acestei echipe, încă o acțiune pe partea stângă, a încercat acolo să pătrundă Gabriel cu Dalbă, dar nu a fost lăsat de fundașii Zimbrului. Până la urmă revine mingea la băieții lui Valentin Munteanu, Mardari, până la Ovidiu David, continuă acesta, însă erau acolo doi fundași ai Zimbrului. Recuperează această minge Dan Valentin Frunze, dar greșesc foarte mult în această partidă. Băieții lui Ghenade Brodgros, acum și gol! Înscrie Academia de Fotbal Radu Rebeja, dacă am văzut bine. Au marcat acolo cu suportul portarului, acesta a respins nefericit această minge și nu am reușit să văd imediat, vom vedea cine este autorul acestui gol. Avem și reluarea, te vedem cât de nefericit a respins această minge și pare să fie jucătorul cu numărul 14, Dominic Moroi, dacă am văzut bine. Așadar, 1-0 pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja. Spuneam, un început încordat de meci din partea Zimbrilor. Aceștia au reușit, dacă una sau două acțiuni de atac. În rest, jocul se derulează în jumătate de teren a Zimbrilor. Încă o acțiune. Dar de această dată nu reușesc să aducă mingea în fața porții apărate de Răzvan Perju. Greșesc din nou Zimbri, să-l vedem pe Gabriel cu Dalbă, este în careu. Alexandru Mardari la marginea careului șutează în blocajul unui fundaș. Și mingea până la urmă este trimisă înapoi. Iată, cu întreaga echipă atacă cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja și mai important este că o fac în jumătate de teren adversă. Resping cu dificultate, îl vedem chiar și pe atacantul Igor Sava, venit în sprijinul colegilor din defensivă. De această dată s-a încercat o minge aruncată în careu. Dacă putem observa, acțiunile celor de la Academia de Fotbal Radu Rebeja sunt purtate pe cele două extreme. Pasează mult, au nevoie de mai multe pase cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja pentru a desface această apărare aglomerată. Acum Nikita Zverikin reușește să centreze, însă mingea ajunge doar până în brațele portarului Răzvan Perju, cel care, spuneam, în primul meci cu Dacia Buicani a reușit să pareze trei penaltiuri, unul în timpul regulamentar, iar altele două la seria loviturilor de departajare. Dar acest lucru nu a salvat-o pe Zimbru de la înfrângere. Mardari, ezitant, trebuia să paseze mai devreme, a greșit. Greșesc de și Zimbri. Minge scoasă pe partea dreaptă, acolo este Artur Sprânsean. A trecut un sfert de oră din această primă repriză.
1-0 în continuare pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja și din ce vedem până acum, aceștia controlează autoritar cursul jocului, ajunge Mardare această minge. Acum Ovidiu David au încercat aici câteva undoiuri, dar până la urmă a fost surprins în offside unul dintre jucătorii Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Cele două echipe se cunosc bine și în cadrul campionatului Moldovei, în Liga de Tineret. În ambele partide jucate în toamnă, Academia de Fotbal Radu Rebeja a reușit să se impună cu 4-1 și 3-1. Ultimele meciuri din cadrul acestei competiții sunt programate pentru 24 februarie. O lună februarie plină de fotbal. Avem și cupa de iarnă pentru echipele de seniori, cupa elitelor pentru echipele de tineret. De asemenea, o altă competiție organizată de Federația Municipală de Fotbal Chișinăul de seară este rezervat atât echipelor de seniori cât și celor de juniori. Contraatac, să-l vedem pe Ovidiu David, se apropie de poartă, trimite un șut, însă nicio emoție pentru Răzvan Perju. Cred că dacă vor continua să joace într-o astfel de manier, nu are cum să rateze victoria în acest meci, Academia de Fotbal Radu Rebeja. Sunt primii și la recuperare. Tot ei reușesc să construiască mai multe acțiuni de atac periculoase. Fac și pressing. Iată, am văzut cât de ușor acolo Nikita Zverikin l-a deposedat pe Igor Turov. Și atât cu greu reușesc să iasă din defensivă Zimbri, același Zverikin. S-a descurcat destul de bine în fața unui adversar. Kiril Țap până la Ghedrouțan, acum o diagonală interesantă la care cu greu, dar ajunge Ștefan Mocanu. Chiar dacă au cerut un out, până la urmă Zimbri au repus mingea din fața porții. Igor Sava, cel care a lăsat o impresie frumoasă în primul meci cu Dacia Buicani, anume el a contribuit decisiv la atacul care a dus la golul înscris de Daniel Țugulea. Până la urmă, Zimbru nu a reușit să-și apere avantajul. Dumitru Străistaru, capitanul Daciei Buicani, a reușit să marcheze. Însă și în acea partidă am văzut foarte mult suspans. Ulterior, chiar dacă cei de la Dacia Buicani au dominat teritorial acest meci, nu au reușit să obțină victoria. Cristian Gonța scoate această minge până la fundacii centrale. Acum Dominic Moroi trimite puternic în față. Ovidiu David, această pasă superbă pentru Artur Sprânsean, trimite acesta până în centrul careului, dar acolo erau doar fundașii Zimbrului. Jocul poate continua, ba nu. Ceva întârziere, se aude fluirul arbitrului Ion Bodean. O lovitură liberă pentru Zimbru de pe partea stângă.
Pordian până la Iulian Lungu. Să-l vedem acum pe Victor Gliga cu această minge interesantă pentru Dan Valentin Frunze pe partea dreaptă. Reușește să centreze, dar a fost, cum se mai spune în fotbal, o pasă la portar. Nici urmă de pericol această centrare, deși era destul de promițător atacul Zimbrului. Să vedem replica Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Artur Sprânsean până la Ovidiu David. Încearcă acesta să-i retrimită mingea, dar rezolvă acolo fundașii Zimbrului. Și din nou, foarte ușor se desparte minge băieții lui Valentin Munteanu. Lui Ghenadie Bodrugos, cer scuze. Mai mult ca atât, din câte puteți vedea, aceștia sunt lăsați foarte ușor să combine în jumătate de teren a Zimbrului. Nu știu, poate așa a fost tactica lui Ghenadie Bodrugos pentru acest meci, ca să lase adversarul să domine autoritar, dar acest lucru nu are cum să dea roade, mai ales că deja au încasat un gol Zimbri. Vă reamintim, în minutul 12, Academia de Fotbal Radu Rebeja a reușit să deschidă scorul prin Ștefan Mocanu, cel mai probabil. Chiar dacă în teren, el are pe tricou numărul 10 în raportul de joc, este trecut cu numărul 9. Vom concretiza în pauza meciului acest moment organizatoric. Din nou resping Zimbrii la întâmplare. S-a scurs jumătate din prima repriză. Foarte puține ocazii, foarte puțin spectacol. Nu știu care ar fi cauza, dar evident așteptările au fost pe locuri mult mai mari. O minge la care cu greu ajunge Dominic Moroi, dar o păstrează până la urmă în teren. Acum Cristian Gonța pe stânga. Ezită să trimită în față. Zverichin nu reușește preluarea și acum cei de la Zimbru pot declanșa un contraatac, dar vine acolo un fault. În partea unui jucător de la Zimbru intervine arbitrul Ion Bodean. A încercat acolo o alunecare Igor Turov, nefericită. Lovitură liberă, lateral dreapta de la vreo 35 de metri. Greu de crezut că Ștefan Mocanu va șuta spre poartă. Mai știi, poate au pregătită vreo schemă pentru astfel de faze. Ia să vedem. Centrarea în fața porții, minge bâlbuită de defensiva Zimbrului, ca până la urmă să iasă oportun portarul Răzvan Perju. Și atât din nou greșește Igor Turov. Ajung cei de la Academie de Fotbal Radu Rebeja în careu, capitanul Alexandru Mardari cu un șut neprasnic. Mult peste poartă. Va avea ceva de spus în pauză antrenorul Zimbrului Ghenadie Bodrugos pentru elevii săi care fac o figură ștearsă în acest meci față de ce am văzut în partida cu Dacia Buicani Chișinău. Între timp, un cartonaș galben pentru Dan Valentin Frunze.
Jucătorul Zimbrului, care peste 3 zile va împlini 18 ani. Foarte ușor să dea această partidă pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja. Au posibilitate să construiască destul de calm fiecare acțiune de atac. Cei drept poate nu reușesc atât de des să șuteze spre poarta lui Răzvan Perju, cel puțin sunt foarte des prezenți în fața careului echipei Zimbru. Până la urmă au reușit la una dintre faze să deschidă scorul. Însă vorbim despre un avantaj minim, iar situația se poate schimba oricând. Kiril Țap poate să șuteze acum Ovidiu David, din nou ezitanți băieții lui Valentin Munteanu. Centrare în fața porții, să vedem pe Ștefan Mocanu, șut în blocaj. Revine mingea la Cristian Gonța, șutează și el, iată, își permit chiar și fundașii centrale ai Academiei de Fotbal Radu Rebeja să șuteze la poarta lui Perju. Sprânseară, acțiune în viteză și obțin un corner cei de la Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Trebuie luate anumite măsuri, vorbim de jocul Zimbrului, pentru că prea se lasă dominați, iar de acest lucru ar putea profita experimentata formație Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Este primul gol pentru această echipă în cadrul Cupei Elitelor. Vă reamintim, în prima partidă Academia de Fotbal Radu Rebeja a pierdut la penaltiuri meciul cu Sheriff Tiraspol, după ce timpul regulamentar s-a încheiat nedecis 0-0. Încearcă Ovidiu David un șut, dar mingea se oprește în blocajul fundașilor de la Zimbru. Acum minge în spate până la Pavel Sokolov. Ieșit foarte mult din trebuturi, practic pe post de fundaș central, portarul Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Moroi a ajuns între timp pe partea stângă a apărării echipei sale. Gonța nu reușește preluarea, dar este ajutat acolo de capitanul Alexandru Mardar și din nou Sokolov, calm, poate să pornească un nou atac al echipei sale. Mardar cu această diagonală pentru Artur Sprințean, bun stopul, îl are în față pe Ivan Graminski. Greșește ulterior Sprințean. S-au schimbat cu locurile Dominic Moroi și Cristian Gonță. Iată momentul în care cei doi revin la pozițiile inițiale. Doar 4 jucători pe banca de rezerve Academiei de Fotbal Radu Rebeja. De partea cealaltă, Ghenadie Budgros are la dispoziție 8 jucători. Încearcă să aglomereze spațiul din preajma propriului careu, cei de la Zimbru. Pe alocurile reușesc acest lucru, dar oricum deseori găsesc breșe în această zonă aglomerată a Zimbrului. Acum o minge prea slabă preluată de Cristian Ghedrouțan. Foarte aproape a fost Igor Sava să intre în posesia balonului. Încă un sfert de oră din această primă repriză.
joacă destul de relaxat, băieții lui Valentin Munteanu. Suntem și în așteptarea unui atac mai consistent din partea Zimbrului. Poate acum Sava scoate această minge pe partea stângă până la Dan Valentin Frunze, însă din nou nimic notabil și din această acțiune de atac. Una din puținele situații când jucătorii Zimbrului sunt mai prezenți în jumătate de teren adversă. Apar spațiile în defensiva Zimbrului, să-l vedem pe Gabriel Cudalbă. Această pasă filtrantă la bara a doua pentru Artur Sprânsean. A presat acesta și l-a forțat pe fundașul Zimbrului să trimită în corner. Să vedem și această fază fixă. Centrare la bara a doua. Era vizat Cristian Gonța. Rămâne mingea la Academia de Fotbal Radu Rebeja. Și până la urmă totul se încheie cu un au de poartă pentru Zimbru Chișinău. Le lipsesc creativitatea băieților pregătiți de Valentin Munteanu. Chiar dacă practic peste 70% din timpul de joc au posesia balonului, cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja iată nu reușesc să pună în pericol atât de des poarta lui Răzvan Perju. Rămâne atac pentru Zimbru, repune lungul, o face defectuos, dar nici Kiril Țap nu a reușit să respingă acest balon, astfel că va fi deja corner pentru echipa Zimbru Chișinău. Ia să vedem, poate se vor descurca mai bine la loviturile de colț. Nu au făcut-o deloc bine până acum cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja. Cine va executa lovitura de colț este Daniel Țugulea, autorul singurului gol al echipei Zimbru din cadrul acestei competiții. Centrare interesantă direct pe spațiul porții. A ieșit un pic hazardat acolo portarul Sokolov, dar până la urmă s-au descurcat fundașii Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Acum Ovidiu David putea declanșa contraatacul, dar s-a grăbit acesta. Să vedem pe Igor Sava aici într-un duel cu Ștefan Mocanu, faultat nouarul Zimbrului. Spuneam, a făcut o figură destul de bună în prima partidă cu Dacia Buicani, Igor Sava, numărul 9 de la Zimbru Chișinău. A atacat mult, a fost implicat în majoritatea atacurilor periculoase ale echipei sale. Astăzi însă nu prea se descurcă în fața jucătorilor Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Să vedem centrarea lui Iulian Lungu. Și a ieșit acolo ca un vultur, așa, Pavel Sokolov, care și așa este destul de înalt, la săi 17 ani, a reușit să boxeze această minge. Out pentru Zimbru. Încă vreo 10 minute din această primă repriză. Dacă e... Să recapitulăm un pic. Am consemnat cu ochiul liber o dominare teritorială a Academiei de Fotbal Radu Rebeja.
puține ocazii, ce drept, pentru această echipă, totuși au reușit băieții lui Valentin Munteanu să puncteze odată în minutul 12 prin decarul Ștefan Mocanu. Poate repriza a doua ne pregătește mai mult spectacol. Credeam că vor reuși acum cei de la Zimbru să ajungă spre poarta lui Sokolov, dar foarte repede jocul se mută la cealaltă poartă. Zerichin până la Kiril Țap, este aici acum în stânga Cristian Gonța. Să-l vedem pe Gabriel Cudalbă. Din nou aglomerează zona din preajma careului mare, cei de la Zimbru. Și nu întotdeauna acest lucru dă roade. Au ieșit totuși din această situație delicată și acum o minge interesantă la care poate să ajunge și ajunge Daniel Țugulea, dar era acolo și portarul Pavel Sokolov. Și iată, până la urmă va fi lovitură de colț pentru Zimbru. Încearcă să explice portarul Pavel Sokolov arbitrului Ion Bodean că nu a atins deloc această minge. Până la urmă va fi corner pentru Zimbru. Deja de pe partea stângă atacului chișinăuienilor. Ia să vedem dacă vor obține ceva din această fază fixă. Centrare interesantă, direct pe spațiul porții, dar reține portarul Sokolov, care încearcă imediat să-l angajeze pe Gabriel Cudalbă, dar greșește repunerea. Rămâne mingea la Zimbru, chiar dacă a fost un hens acolo al unui jucător de la Academia de Fotbal Radu Rebeja. Și din nou două, trei pase și se despar de minge cei de la Zimbru. Ciochină protejează bine, trimite înapoi până la Bordian, acum Gliga. Și iată-l demarcat pe Igor Turov la mijlocul terenului. Pasează în stânga pentru Dan Valentin Frunzea, nu este Țugulea acolo. Și obțin o nouă lovitură de colț cei de la Zimbru, să știți că s-au mai mobilizat un pic băieții lui Ghenadie Budgros. Aceștia au reușit în ultimul sfert de oră al primei reprize să devină mai incisiv, se apropie mai des de poarta lui Sokolov. Am consemnat și trei lovituri de colț pentru Zimbru. Cred că acest lucru se datorează în mare parte și faptului că cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja joacă destul de relaxat în aceste momente. Încă o centrare cu efect și să vedem până la urmă. Era pe fază și portarul Sokolov, dar se pare că Dan Valentin Frunze este cel ultimul care a atins mingea. Avem revederea, reluarea acestei faze. Rămâne Zimbru fără un șut periculos pe poarta lui Sokolov. Mai puțin de 5 minute din această primă repriză. Una practic deloc spectaculoasă. Cu excepția golului marcat în minutul 12 de Ștefan Mocanu, am consemnat una sau poate două acțiuni de atac mai interesante.
Bună preluarea lui Sprânsean, o serie de driblinguri, minge scoasă pentru șutul lui Nikita Zverikin, direct până în brațele portarului Perju. Și din nou Academia de Fotbal Radu Rebeja în atac. Vor încerca băieții lui Valentin Munteanu să ducă până la bun sfârșit această primă repriză. Nu putem spune că ar fi putut pleca la cabine cu un avantaj mai mare, pentru că efectiv nu și-au creat mai multe ocazii clare de gol în această prima parte a meciului cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja. De Zimbru nici nu mai zic, fără niciun șut spre poarta lui Sokolov, mai mult cu gândul la apărare, foarte multe greșeli în faza de construcție. Gonța pe partea stângă, minge care, acțiune care îl implică și pe capitanul Alexandru Mardari. Și din nou foarte mult spațiu pentru acest jucător, șutează năprasnic de la 30 de metri și o face destul de defectuos capitanul la Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Repune repede Răzvan Perju, Bordian până la Iulian Lungu. Minge trimisă în fața până la Igor Sava, luptă acolo Sava și câștigă duelul cu Ovidiu David. Același Sava însă nu era pregătit să sprinteze spre această minge Dan Valentin Frunze, astfel că balonul ajunge doar până la portarul Sokolov. Ghidru Țan, Țap. Mardar scoate bine până la Zverikin. Mocanu acum până la Sprânsean, demarcat pe partea dreaptă. Din nou acțiune în viteză acestuia și intervine Salvator, un jucător de la Zimbru. Era vorba chiar de capitanul Nicu Garciu. Nu se dă lovitură de colț. Mai mult ca atât, se resimte Artur Sprânsean la această acțiune. S-a ridicat și deja va primi îngrijirile medicale la marginea terenului. Clipe numărate ne despart de finalul acestei prime reprize. Un derby chișinăuian, însă cu puțin spectacol fotbalistic. Nu ne-am bucurat nici de multe goluri, nici de multe acțiuni de atac. Ia să-l vedem pe Gabriel Cudalbă, și-a luat o acțiune pe cont propriu, a scos în centru, până la capitanul Mardar și până la urmă se aude fluirul de final al primei reprize arbitrului Ion Bodean, așadar după primele 45 de minute, Academia de Fotbal Radu Rebeja este în avantaj 1-0 din minutul 12 grație golului marcat de Ștefan Mocanu, însă vom concretiza în pauză autorul golului. Așteptăm prestații mai interesante din partea fotbaliștilor celor două formații după pauză. Vom reveni după aproximativ 15 minute.
Am revenit pe stadionul cu suprafață artificială a Complexului Sportiv Zimbru din Chișinău, unde în câteva minute va începe repriza a doua meciului dintre Academia de Fotbal Radu Rebeja Lims și Zimbru Chișinău, meci din cadrul Cupei Elitelor, o competiție rezervată juniorilor până la 19 ani, la care participă cele mai bune patru academii de fotbal din țara noastră. După prima repriză, în avantaj este Academia de Fotbal Radu Rebeja, 1-0, gol marcat de Ștefan Mocanu în minutul 12. Am spus, nu am avut parte de cel mai spectaculos fotbal în primele 45 de minute, foarte puține ocazii spectaculoase la cele două părți. A dominat teritorial această primă repriză, Academia de Fotbal Radu Rebeja. Și acest avantaj minim, unul oarecum logic, pe tabela de marcaj. Să vedem ce se va schimba după pauză, odată cu introducerea noilor jucători la cele două formații. Iată, vedem câteva deja se pregătesc, în special la Zimbru Chișinău. Deodată patru schimbări. Va intra în teren portarul Nicolae Graur, Sergiu Ungureanu, Artem Muntean și Marius Crețu. Era firesc să se întâmple acest lucru în condițiile în care deloc nu a strălucit jocul echipei Zimbru în prima repriză. Practic nicio acțiune periculoasă la poarta lui Pavel Sokolov, ce-i drept, în ultimul sfert de oră Zimbru un pic s-a mai trezit la viață, a încercat să se apropie cât mai des de poarta adversă, au fost și câteva lovituri de colț, dar așa și nu au creat deranj la poarta lui Sokolov. Poate o vor face în repriza a doua. Odată cu aceste schimbări care au loc. De partea cealaltă, Valentin Munteanu nu operează nicio modificare. Totul este gata să înceapă repriza a doua. Așadar, cele două echipe vor lupta să obțină prima victorie în cadrul acestei competiții. Start pentru repriza a doua. Spuneam la începutul acestei transmisiuni că atât Academia de Fotbal Radu Rebeja, cât și Zimbru Chișinău au pierdut în meciurile inaugurale. Același scenariu, înfrângeri la seria loviturilor de departajare. Iată acum o greșeală a lui Dominic Moroi, să-l vedem pe Dan Valentin Frunze, scăpat spre poarta adversă, însă cu un ultim efort, fundașii Academiei de Fotbal Radu Rebeja au trimis mingea în corner. Început în forță pentru cei de la Zimbru, cei drept să recunoaștem că au profitat de o greșeală jucătorilor Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Cornerul va fi executat de Marius Crețu, jucător intrat după pauză. Centrare, minge respinsă, ajunge la același Crețu, scoate la marginea careului, apoi Garminski. Este aici, primește Iulian Lungu. Doar atât au reușit Zimbrii din acest atac. Zimbru a pierdut la penaltiuri, de asemenea duelul cu Dacia Buicani Chișinău. 1-1 a fost la capătul timpului regulamentar. Daniel Țugule a marcat singurul gol al echipei Zimbru din acel meci, dar și acest gol a devenit primul din cadrul Cupei Elitelor, competiție care
poate fi văzută în direct la postul de televiziune Wii Sport, singurul canal sportiv din țara noastră. Avem parte de foarte mult conținut fotbalistic la acest post TV. Pe lângă Cupa Elitelor, amatorii fotbalului pot urmări și prestațiile echipelor de seniori în cadrul Cupei de Iarnă, acolo unde suntem deja în etapa finală. Meciurile decisive pentru desemnarea câștigătoare a acestei competiții vor demara pe 14 februarie. Ia să-l vedem pe Alexandru Martar. S-a grăbit capitanul Academiei de Fotbal Radu Rebeș, a încercat acolo o pasă din prima pentru Gabriel Cudalbă și acum un fault inutil comis acolo de către Daniel Țugulea. Avertizat verbal deocamdată de către arbitrul Ion Bodean. O echipă mult mai omogenă, Academia de Fotbal Radu Rebeș Limbs. Acești jucători au crescut împreună de mici. Ulterior, unii dintre ei au ajuns și la nivel de seniori, apărând culorile echipei Saxan Cea de Lungă, cadrul Cupei de Iarnă. Mai mult ca atât, capitanul Alexandru Mardari, în vârstă de numai 17 ani, a reușit chiar să marcheze în competiția seniorilor. Victoria lui Saxan contra celor de la Victoria Chișinău, 3-0. Deci, mult mai multă practică de joc pentru acești băieți de la Academia de Fotbal Radu Rebeja, iată, care se îndreaptă spre un prim succes în cadrul Cupei Elitelor. Spuneam, echipa care va reuși să câștige astăzi va deveni pentru câteva zile lider provizoriu în cadrul Cupei Elitelor, în condițiile în care cealaltă partidă a etapei cu numărul 2 dintre Dacia Buicani și Șerif, care urma să aibă loc mâine, a fost transferată pentru sâmbăta viitoare, 17 februarie, de la ora 14. Atac promițător pentru Academia de Fotbal Radu Rebeș. Să-l vedem acum pe Cudalbă. Nu reușește acesta să treacă și acum Zverichin își așează mingea pentru șut, dar luptă acolo ca un leu Marius Crețu, dar până la urmă comite un fault jucătorul Zimbrului și acum o lovitură liberă destul de periculoasă, poziție aproape centrală, sunt vreo 25 de metri, poate chiar mai puțin. Din nou capitanul Alexandru Mardari în meciul inaugural din cadrul Cupei Elitelor cu Șerif Tiraspol. Mardari a avut o execuție superbă de la o distanță mai mare, dar a intervenit salvator portarul Șerifului Sergei Obăscalov. Vom urmări și prestația portarului nou intrat la Zimbru, Nicolae Graur. Mardari, dar înalță această minge mult peste poartă. Consemnăm însă o oportunitate bună pentru Academia de Fotbal Radu Rebeș de a se desprinde pe tabela de marcaj. Vreo 200 de spectatori, dacă am numărat bine, sunt în tribunele stadionului, în mare parte părinții acestor jucători care își demonstrează aptitudinile fotbalistice pe dreptunghiul verde. De asemenea, partida este urmărită cu interes și de antrenorul național Under 19, Sergiu Cebotari.
spuneam, pe lângă caracterul amical al acestei competiții, Cupa Elitelor, iată că este și o platformă bună pentru antrenorii naționalelor de juniori să vadă în acțiune posibilii candidați, în special să-i poată vedea pe băieții din diaspora care sunt integrați în cadrul echipei Zimbru Chișinău. Iată, la pauză a mai intrat în teren un jucător, vorbim de Artem Munteanu cu numărul 20. Și acum Zimbru beneficiază de o lovitură liberă de pe partea dreaptă. Daniel Țugulea se pregătește să execute această fază fixă. Un zid din doi jucători. Să vedem, va îndrăzni sau nu să trimite spre poartă. A urcat și în alții fundași centrali. Înainte ca arbitrul Ion Bodean să facă ordine în careul Academiei de Fotbal Radu Rebeja, sunt îmbrânceli de ambele părți. De acum minge centrată în fața porții. Până la urmă, balonul a fost deviat și va fi corner executat de același Țugulea. Nu putem spune că s-a schimbat mult spre bine jocul Zimbrului după pauză, dar cel puțin îi vedem mult mai mobilizați. Derulează atacurile în jumătate de teren advers. Iată o centrare la care nu poate ajunge Iulian Lungu. Unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul Zimbrului, 18 ani pentru acest mijlocaș de bandă, la fel ca și capitanul Nicu Garciu, iar Dan Valentin Frunze va împlini 18 ani peste 3 zile. Spuneam, Cupa Elitelor, o competiție destinată jucătorilor născuți în anul 2006 și 2007. O generație foarte bună de jucători și, evident, este nevoie de a-i testa și de a vedea nivelul de pregătire în perspectiva selecției la Național Under 19, dar și este o oportunitate bună Cupa Elitelor pentru formații de a se pregăti cât mai bine pentru partea a doua sezonului în campionatul Moldovei de copii și juniori, în special în Liga de Tineret. Și din nou, iată, încă o acțiune de atac a Zimbrului, spuneam, din ce în ce mai încrezuți în forțele proprii băieții lui Ghenade Bodgros. Dacă până acum, în prima repriză, cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja aveau foarte mult spațiu, combinau destul de lejer, începeau atacurile undeva din zona mediană, iar a ieșit mult dintre buturi și portarul Sokolov, iată că de această dată vedem și ceva pressing. A încercat acolo Mardar din prima să paseze pentru Ștefan Mocanu. Autorul golului urmărește mingea, același Mocanu, și acum Sprânsean, luat în primire de trei adversari, se descurcă bine acolo fundașii Zimbrului. Va fi out pentru Academia Rebeja. În clasamentul Cupei Elitelor, Dacia Buicani este lideră, grație golului marcat în meciul cu Zimbru, însă tot două puncte are ca și Sheriff Tiraspol, care s-a impus la penalturi
cu Academia de Fotbal Radu Rebeja 5-4. A fost rezultatul loviturilor de departajare. Preferă să țină de minge băieții lui Valentin Munteanu. Din nou și așteaptă adversarul în propria jumătate de teren, formația Zimbru. Aceeași posesie prelungită, acum încearcă să surprindă defensiv adversă Ovidiu David cu o minge trimisă surprinzător în față. Repune Moroi, Ghedrouțan, pressing din partea lui Igor Sava. Igor Sava, unul dintre cei mai buni jucători ai Zimbrului în primul meci cu Dacia Buiucani. Moroi greșește pasa pentru Zverichin. Nu, era Ștefan Mocanu. Iată, încearcă să calmeze un pic spiritele cei de la Zimbru. Îl vedem pe portarul Graur. O minge în direcția capitanului Garciu, care se resimte după un contact cu Cristian Gonța. A primit acolo un umăr involuntar, evident. Și face semn arbitrul Ion Bodean, ca medicii să intervină și să acorde ajutor fotbalistului de la Zimbru. Destul de cald în această după-amiază de duminică. Iar acest lucru, evident, ar fi trebuit să atragă și mai mulți spectatori în tribune, dar oamenii altfel poate au decis să profite de această zi frumoasă. Poate unii dintre ei preferă să urmărească la televizor acest meci, pentru că duelul dintre Academia de Fotbal Radu Rebeja și Zimbru este transmis în direct de postul de televiziune Uisport. De asemenea, meciul se vede și pe platforma YouTube a Federației Moldovenești de Fotbal. Între timp va avea loc o schimbare, o nouă schimbare la Zimbru. Va ieși din teren capitanul Nicu Garciu, dacă nu greșesc. Cel puțin îl vedem pe Ilie Negru la marginea terenului. Revine între timp capitanul Garciu. Nu este exclus să revină în teren capitanul Zimbrului. Să vedem însă acțiunea verzilor. O minge în direcția lui Daniel Țugulea, foarte bine a intervenit Kiril Țap. A revenit totuși capitanul Garciu, acum încercarea de centrare a lui Frunze. Și obțin un nou corner cei de la Zimbru. Săptămâna aceasta a fost una importantă și pentru Naționala de Fotbal a Moldovei, care și-a aflat adversarii din cadrul unei noi ediții a Ligii Națiunilor. Selecționata pregătită de Sergiu Kleșenko va juca la toamnă într-o grupă cu Malta și Andorra. O altă noutate din fotbalul mondial vizează regulile de joc. Și atât într-un anunț al forului care dirigează regulile jocului, se anunță că a fost aprobată în mod oficial testarea cartonașului albastru
Cartonașul albastru va echivala cu o eliminare temporară din meci de 10 minute, care va permite ulterior revenirea pe gazon a jucătorului. Iar un al doilea cartonaș albastru va însemna primirea cartonașului roșu. Deci, an de an, fotbalul mondial se revoluționează. Foarte multe noutăți digitale. Cadrul celui mai iubit sport de pe planeta noastră. Însă mai este ceva timp până va fi introdus, sau cine știe dacă va mai fi introdus ulterior, această nouă regulă a cartonașului albastru. Revenim la meciul nostru, fără mari viteze, din nou lipsesc acțiunile de poartă, iată-l, Ovidiu David și minge trimisă în față, dar nu ajunge acolo nici Zverichi, nici cu Dalbă. Am protejat bine fundașii Zimbrului. Iată să vedem momentul când se va produce sau nu schimbare. Deja cred că la următoarea oprire au reluat Zimbri jocul. Luptă acolo Zverichen, se dă bătălie mare pe partea stângă a apărării celor de la Zimbru. Acum o minge interesantă trimisă în față, iese Sokolov, se hazardează acesta, poarta este goală, să-l vedem pe frunze pe partea dreaptă, dar a avut nevoie de ceva timp ca să reușească să scoată această minge. Acum un șut și reține fără probleme până la urmă Pavel Sokolov. Țugulea a șutat spectaculos. 3-1 raportul șuturilor pe spațiul porții. Și a făcut de lucru portarul Sokolov cu această ieșire neinspirată. Nu este pentru prima dată în acest meci când a ieșit din trebuturi. Iată acum pressingul Zimbrului și o nouă încercare din partea lui Dan Valentin Frunze de a-l deranja pe Sokolov, dar cu un asemenea șut nu cred că poți avea sorți de izbândă. Momentul în care se produce o nouă schimbare la Zimbru, va intra în teren Ilie Negru, schimbare și la Academia de Fotbal Radu Rebeja. A ieșit din teren Gabriel cu Dalbă, însă nu pot spune cu certitudine cine a intrat pe teren. Este vorba de fotbalistul cu numărul 9, dar nu îl regăsim în raportul de joc. Momente organizatorice și o nouă greșeală a jucătorilor de la Academia de Fotbal Radu Rebeja. O nouă centrare din partea lui Dan Valentin Frunze. Și o minge ușoară pentru portarul Sokolov. De minute scurse din această repriză secundă. Rămânem la acel gol marcat încă din minutul 12 de Ștefan Mocanu. Ovidiu David mingea îl atinge pe portar, pe arbitrul Ion Bodean, dar rămâne posesie pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja. Câteva pase în viteză care au încercat să surprindă defensiva Zimbrului și iată de nou Sokolov ieșit foarte mult din poartă
Și un fault destul de dur al lui Marius Crețu. Vede și cartonașul galben, jucătorul de la Zimbru. Și cere scuze fața lui Dominic Moroi pentru această intervenție neregulamentară. Însă și mai important este că nu sunt accidentări grave, pentru că până la urmă este un meci de pregătire, un meci amical și ar fi păcat că acești tineri jucători să se accidenteze în astfel de meciuri și să rateze startul campionatului. Mardari. Vedem acum pe Sprânsean, nu este la fel de activ șeptarul Academiei de Fotbal Radu Beja și cel mai bun golgheter al echipei în cadrul Ligii de Tineret. Deseori aceștia își schimbă pozițiile, vorbim de mijlocașii de bandă. Încearcă Zimbru din răsputeri, poate să găsească ceva soluții în faza de atac. Să smugă poate o victorie în timpul regulamentar, dar deocamdată nu le reușește. Poate acum să-l vedem pe Ivan Graminski. Foarte cursiv acest atac al Zimbrului. Igor Sava, un șut și apără senzațional portarul Pavel Sokolov. Cât de bine s-a întins portarul Academiei de Fotbal Radu Rebeja, dar și șutul bun al lui Igor Sava, unul cu efect. Până la urmă este lovitură de colț. Se execută cornerul și reușește să ia cu capul capitanul Garciu, dar intervine din nou providențial Pavel Sokolov. Aleargă Sprânsean la această minge, dar intervine și trimite în afara terenului Ilie Negru. Moment în care se produce încă o schimbare la Zimbru. Intră în teren și Marc Andronic. Să vedem pe cine îl locui. Noi însă revedem acțiunea de mai devreme a celor de la Zimbru. A părăsit terenul de joc Dan Valentin Frunze. Jocul va fi reluat. Repune din marginea terenului Dominic Moroi în direcția lui Sprânsean, resping Zimbri și acum Igor Sava, însă nu s-a sincronizat cu Daniel Țugulea. A trimis prea devreme această minge în adâncime. Țugulea nu era pregătit să sprinteze. Ghedrouțan. O boltă interesantă, să vedem pe Artur Sprânsean. Un șut și intervine salvator portarul Nicolae Graur. În sfârșit încep să apară ocaziile de poartă. Iată, mult mai multe am consemnat în această repriză a doua. Și poate nu este exclus să mai vedem un gol două până la finalul timpului regulamentar. Puțin sub 20 de minute au rămas din această partidă.
și din nou nu se liniștesc spiritele în careul Zimbrului. Câte un jucător de fiecare parte, inclusiv portarul Zimbrului Nicolae Graur, primesc câteva indicații din partea arbitrului Ion Bodean să nu se mai îmbrâncească la această lovitură de colț, executată foarte modest de jucătorul Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Zverichen ajunge primul și acum Sprânsean, acțiune în viteză pe partea stângă, trece de doi adversari, centrare în fața porții și reușește cumva să respingă această minge portarul Nicolae Graur. Un atac purtat pe partea stângă de Academia de Fotbal Radu Rebeja. Gonța, Ghedrouțan și acum Moroi. Primește pe partea dreaptă jucătorul cu numărul 9, dar cel mai probabil pare să fie Ion Robu. Acum o minge interesantă, ajunge la acest balon Igor Sava, scapă spre poartă, cade și să vedem, nu se dă nimic această intervenție asupra lui Igor Sava, care îi reproșează arbitrului că a fost tras și de braț și de tricou. O fază interesantă, Zimbru ar fi putut profita. Între timp se mută jocul în cealaltă jumătate de teren, poate să șuteze, o face Nikita Zverichen, reține fără emoții portarul Nicolae Graur. Mult mai spectaculoasă această parte a doua a meciului și iată o degajare puternică portarului Nicolae Graur, iar mingea ajunge până la colegul său în cealaltă poartă, Pavel Sokolov. Iată ce înseamnă când cele două echipe încep să joace fotbal, apare spectacolul, emoții și în rândul părinților din tribune care urmăresc acest duel. Cred că dacă ar mai presa în continuare cel de la Zimbru, ar putea obține mai multe în acest meci. Diagonală în direcția lui Nikita Zverichen, prea tare această pasă. A ajuns totuși Zverichen la această minge, dar nu a mai reușit să intre în posesia ei. Mai puțin de un sfert de oră din acest meci. Și părăsește până la urmă terenul de joc capitanul Nicu Garciu, iar pe final de partidă va juca și Macar Obrejan, numărul 23, conform regulamentului. Fiecare echipă este în drept să facă 11 modificări, însă în ce vedem, echipele de obicei nu adună atâtea rezerve. Spre exemplu, astăzi Academia de Fotbal Radu Rebeja are doar 4 jucători pe bancă. Continuă atacul Zimbrului, o primă acțiune care îl implică pe nou intratul Macar Obrejan. Mingea este la marginea careului Igor Sava. Acum Marc Andronic încearcă să strecoare mingea pe lângă celălalt jucător cu numărul 8, Alexandru Mardari. Trecere în viteză a lui Artur Sprânsean, alunică într-un moment de potrivit și se stinge acest atac al echipei Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Se joacă cu viteze ridicate.
Ce bine ar fi fost dacă jucau așa încă din start. Ar fi fost mult mai plăcut ochiului acest duel fotbalistic, acest derby al Chișinăului. Un alt derby pentru că săptămâna aceasta au jucat meci direct și Zimbru Chișinău și Dacia Buicani, un șut al lui Marc Andronic. O nouă posibilitate pentru Zimbru. Iată, vedem 5-3 raportul șuturilor spre poartă. A îndrăznit acolo Andronic să șuteze de la marginea careului. Mingea a trecut puțin pe lângă poartă. O nouă greșeală Academiei de Fotbal Radu Beja. Marius Crețu scoate pe stânga. Aici sunt doi jucători. Obrejan este și Igor Sava. Obrejan trece foarte ușor de doi adversari. Trece și de al treilea. Dar s-a cam terminat terenul acolo. Și a scăpat mingea în afara lui. Păcat. Acțiune frumoasă reușită de acest jucător. Noi revedem între timp șutul lui Marc Andronic. Ceva mai mult de 10 minute din această partidă și deja nu aș mai fi atât de sigur că Academia de Fotbal Radu Beja poate obține toate cele 3 puncte puse în joc. Pentru că Zimbru a demonstrat în această parte secundă că se poate. Eventual, un al doilea gol reușit de Academia de Fotbal Radu Beja ar încheia socotelele, dar atâta timp cât nici urmă de golul 2, Zimbru își poate juca șansa până la urmă. Același sprânsean egoist pierde mingea, dar aceasta revine în posesia Academiei de Fotbal Radu Beja. Din nou sprânsean. Dribling, Mardar, cu această pasă filtrantă și până la urmă a fost și un offside acolo. Trebuie să se grăbească Zimbri dacă mai doresc să obțină ceva din acest meci. Iată, s-a complicat acolo un jucător al Zimbrului, dar a reușit în cele din urmă. Foarte bine a intrat în joc Macar Obrejan, foarte greu de ținut acest jucător, destul de tehnic, ne-am convins la o fază mai devreme că se știe cu mingea. A driblat pe o suprafață mică de joc tocmai 3 adversari. Va trebui să fie reluată această fază fixă, s-a grăbit Ivan Graminski. Unul din jucătorii veniți din diasporă care au posibilitatea să participe la această competiție de iarnă. A luptat acolo Marc Andronic, nu era Daniel Țugulea, din nou nu se dă nimic. Se grăbește să ripună mingea în joc Pavel Sokolov. A avut o singură intervenție superbă acest înalt portar de numai 17 ani. În rest, nicio emoție pentru Sokolov. Să-l vedem acum pe Mardar. Se descurcă în fața celuilalt capitan Iulian Lungu. Este acolo Zverichin, însă Mardar preferă o centrare în careu. Resping fundașii Zimbrului. Balon retrimis spre careul Zimbrului, acum Zverichin pe stânga. Joacă scurt cu Mardar, reprimește capitanul Academiei de Fotbal Radu Beja, dar la fel de rapid a fost și jucătorul Zimbrului. Iată ca un atac pentru echipa gazdă. Să vedem pe sprânsean pe partea dreaptă. Ca de obicei, ține foarte mult de minge. Până la urmă reușește să treacă de Graminski. Centrează, dar
Vine acolo un luf din partea lui Zveriche, nu s-a așteptat la un asemenea cadou jucătorul Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Între timp, Țugule a coborât în sprijinul defensivei. Se complică elevii lui Ghenadie Bodgros la o fază simplă. Preluare greșită a lui Alexandru Mardari. Final de meci destul de fierbinte. Zimbru parcă a renăscut un pic după minutul 60. Însă persistă în continuare greșelile tehnice. Foarte bună intervenția a lui Marius Crețu. Lungu, acum portarul Nicolae Graur trimite în față, acolo sunt doar jucătorii din defensiva Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Mai mult ca atât a fost offside la Igor Sava. Mocanu scoate în dreaptă până la Artur Sprințean, mult mai mult spațiu, reușește acesta în viteză. O minge scoasă în spate, dar nu era nimeni dintre coechipieri. Continuă atacul Academiei de Fotbal Radu Rebeja, deja pe cealaltă parte Zverichen. Reușește să centreze, dar alunică în momentul centrării și pasa nu este tocmai atât de periculoasă. Acum Țugulea și încearcă și el norocul cu acțiune individuală, dar nu a reușit să treacă chiar de toți adversarii pe care i-a avut în față. Să vedem pe Mardari, greșește pasa. Și acum Moroi de unul singur pune mingea jos. Este în dreapta sa Ghedruțan, dar preferat este Kiril Țap. Invitată la joc Zimbru, când mai sunt puțin peste 5 minute din acest meci, greșesc cei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja. Urmărește această minge un robot, dar nu poate să o mai ajungă. Trimite în față Graminski, este aici Igor Sava. Nu știu ce a vrut să facă, cred că a vrut să paseze până la Marc Andronic. Obrejan, ca de obicei tehnic, cade Marc Andronic și obține lovitura liberă. Nemulțumit Ovidiu David pentru decizia arbitrului. La sfat, jucătorii Zimbrului, cum să gestioneze această fază fixă? Poate fi una dintre ultimele oportunități pentru Zimbru de a mai marca în acest meci. Suntem deja în minutul 86. Îl vedem lângă minge pe Marius Crețu. Un zid din doar 4 jucători. Pavel Sokolov așează zidul. Vă reamintim, în cazul în care meciul se va încheia la egalitate, învingătoarea se va decide în urma executării loviturilor de departajare, iar pentru a ajunge la seria penaltelor ar trebui mai întâi de toate ca Zimbru să reușească să înscrie, de ce nu, și din această fază fixă, intenție interesantă din partea lui Marius Crețu, a încercat să surprinde echipa adversă cu execuție pe jos, sub zid. Însă mingea a trecut pe lângă poartă. Oricum, consemnăm și această ocazie.
nu mai au acea siguranță în joc, cei de la Academie de Fotbal Radu Rebeja, nu mai combină cu acea lejeritate. Dar să știți că acel gol marcat în minutul 12 ar putea fi suficient. Surprins în offside Ion Robu. Timpul se scurge, iar Zimbru încă ar mai avea nevoie de timp mai mult pentru a reuși să pună în pericol. Și o nouă trecere subtilă a lui Makar Obrejan a adus un plus de valoare pe atacul, pe partea stângă a atacului Zimbrului. Același Obrejan, este acolo Dominic Moroi, mult mai bine poziționat, care recuperează, însă nu poate să trimită cât mai departe această minge. Igor Sava, trecere spectaculoasă, Marc Andronic șutează în blocaj, iese apoi Pavel Sokolov și depărtează pentru moment pericolul. Continuă atacul Zimbrului și vine apoi un șut neinspirat. Nu am văzut cine a șutat, dar foarte bine s-au descurcat Zimbri pe partea stângă, iar o parte din vină o are și fundașul Dominic Moroi, care nu a fost capabil să îndepărteze pericolul, iar Zimbri au reușit să aducă chiar mingea în fața porții și să încheie cu șut această acțiune de atac. Mai poate fi acum încă o acțiune. Obrejan din nou pe stânga, are în față un adversar, vine la învăluire Graminski, primește mingea, centrează și până la urmă este lovitură de colț. Presiune la poarta Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Spuneam, aceștia nu mai sunt atât de siguri de victorie în acest meci. Centrare interesantă și ce ratare a lui Sergiu Ungureanu în acest minut 90 deja. Nu știu dacă l-ați auzit pe portarul Pavel Sokolov, care le-a reproșat colegilor din defensivă. Ce se întâmplă, băieți? Foarte lejer, Zimbri ar fi putut egala în ultimul sfert de oră. Mardar ajunge la această minge. A expirat timpul regulamentar. Să vedem cât timp mai au la dispoziție Zimbri ca să mai reușească să salveze acest meci. Până una alta ar trebui să intre în posesie. Între timp, un șut interesant! David Ovidiu este cel care a șutat spre poartă. Un singur minut suplimentar la această partidă, dar sunt secunde numărate până la expirarea acesteia. Minge trimisă în față și nu știu dacă mai reușesc Zimbri să poată ceva, poate acum. Igor Sava iese acolo, însă și reține calm portarul Pavel Sokolov. Da, și fluier final al arbitrului Ion Bodean, care consemnează victoria echipei Academiei de Fotbal Radu Rebeja Limbs în meciul cu Zimbru Chișinău, 1-0. Singurul gol fiind marcat încă în minutul 12 de Ștefan Mocanu. Așadar, cu acest succes, Academia de Fotbal Radu Rebeja acumulează 4 puncte și preia șefia în cadrul acestei competiții. Pe locurile 2 și 3 sunt Dacia Buican și Șerif. Cele două echipe se vor duela însă pe 17 februarie într-un meci în direct. Noi, din numele echipei de creație, vă mulțumim pentru atenție, că ați
avut plăcerea să urmăriți în direct la WeSport această partidă, până la urmă destul de spectaculoasă. Vă urăm o duminică liniștită în continuare și vă așteptăm la noi dueluri fotbalistice. La revedere! Băi, Albertești!